revolt în rândul funcționarilor publici, salariile angajaților bugetari se acord în mod discreționar. Ministrul Muncii, Somat, se dă explicații. Sindicatul Național al Funcționarilor Publici, SNFP, spune că salariile angajaților bugetari se acord în mod discreționar. Solicit public Ministerului Muncii, sublinierei Justiției Sociale, se comunice motivele pentru care angajații Ministerului nu au primit salariile înainte de PA, subliniere T, a subliniere acum au primit celelalte categorii de personal, sublinierei cum a promis premierul Viorica Dăncilă. Decizia de a nu acorda drepturile salariale înaintea PA, subliniere tălui, a produs o dezamăgire extrem de mare în rândul angajaților sistemului instituțional al Ministerului Muncii, având în vedere faptul că, în mod tradițional, sărbătoarea PA, subliniere tălui, implic pentru toate familiile de români cheltuiele suplimentare. Considerăm că, la fel ca sublinierei celelalte categorii de angajați, membrii noi subliniere tri de sindicat din cadrul sistemului instituțional al Ministerului Muncii, sublinierei Justiției Sociale, ar fi apreciat foarte mult o decizie în acest sens, spun reprezentanții SNFP, conform News. Ei cer Ministerului Muncii să comunice motivele pentru care angajații instituției nu au primit salariile înainte de PA, subliniere T, a subliniere acum au primit celelalte categorii de personal, subliniere I, cum a promis premierul Viorica Dăncilă. Doar o parte dintre bugetari vor primi salariile joi, înainte de PA, subliniere T, potrivit ordinului semnat de ministrul Finanțelor, sublinierei publicat în Monitorul Oficial. Printre acești subliniere tianerexindu-se angajații din învățământ, sublinierei din Ministerele Muncii, aprerii, sublinierei afacerilor interne. Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, ce mulți nu sublinierei au manifestat interesul pentru plata salariilor înaintea sărbătorilor, precizând că lista publicat deja nu mai poate fi modificat. Premierul Viorica Dăncilă a cerut din subliniere trilor, miercuri, la începutul subliniere din cei de guvern, să ia public sublinierei să explice situații felicii salariilor în avans. Dăncilă anunța, marci, ce salariile bugetarilor vor fi virate săptămâna aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie. Ministerul Muncii, sublinierei Justiției Sociale, MMJS, a transmis miercuri ce angajații MMJS nu au solicitat plata în avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, astfel ce ministerul nu a făcut o solicitare de devansare a termenului către Ministerul de Finance. Angajații Ministerului Muncii, sublinierei Justiției Sociale, nu au solicitat plata în avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, pe 15 ale lunii, motiv pentru care MMJS nu a făcut o solicitare de devansare a termenului către Ministerul de Finance. În principiu, astfel de solicitări au fost făcute de instituții care aveau zi de salariu în perioada 6 la 9 aprilie, care sunt zile libere, a arătat ministerul.